cine au fost cei doi eroi care sunt comemorați la Gherla? Au fost, în primul rând, doi tineri cărora nu le-a lipsit curajul, cărora nu le-a lipsit demnitatea, cărora nu le-au lipsit valorile. Și între valorile lor aș enumera credința, morala creștină, democrația, libertatea și, foarte important, curajul. Au fost doi tineri care s-au născut în apropierea Huiedinului, Iosif Capota în 1912, Alexandru Dejeu în 1923, Iosif Capota în Mărgău, Alexandru Dejeu în Poieni. Au fost fiecare dintre ei membri ai Partidului Național Țărănesc, au fost implicați în viața acestui partid și ei au militat în permanență și după instaurarea comunismului cu curaj împotriva regimului comunist. Au militat pe direcția răsturnării regimului comunist. Au scris mai multe manifeste pe care le-au distribuit în toată țara, folosindu-se și de sprijinul unor oameni simpli care lucrau la CFR din comuna și din localitatea Brăișor, tot de lângă Huiedin. Între aceștia s-a numărat și domnul Teofil Crețu, care era mecanic de locomotivă și care a dus manifestele scrise de doctorul Capota în București, în Timișoara, în Iași, în Cluj. Prima memorie ar fi de când eram mic, aveam 5-6 ani și ne dădeam cu Sania și odată am văzut trecând un domn prin grădini și ne întrebam cine e domnul acela că a trecut prin grădini dintr-o parte în alta. Noi ne dădeam cumva chiar prin fața casei în care stătea și mergea la o altă familie unde mai locuia și acolo. Asta ar fi fost o imagine directă. Este un exemplu de umanitate, un exemplu de dragoste de țară, dragoste de neam și o jertfă pentru toate. Este exemplu de viață, dacă vreți, care ar trebui să fie pentru generațiile tinere, pentru generațiile care urmează, exemplu de urmat. Pedagogia memoriei, dacă e de învățat ceva, să intrăm în pedagogia memoriei. Un popor care nu e atent la propria sa memorie, ce e memoria altfel? Darul de lux al lui Dumnezeu dat oamenilor. Tata, de fapt, a făcut și legătura dintre cei doi. El fiind, lucrând la CFR, mergea la Cluj și, în general, în țară. Și atunci el ținea legătura cu între cei doi, între Capătă și Dejeu. Și mama acum îmi povestește mai multe lucruri. Și faptul că ea nu știa, tata ținea secret față de părinți și față de mama, dar odată s-a dus la șură și i-a prins pe amândoi discutând în șură. Chiar cine e omul acela cu care a discutat în șură? Și a zis, nu trebuie să știi cine este, pentru că dacă știi, s-ar putea să ai foarte mari necazuri.
au fost arestați în 6 decembrie 1957, au fost condamnați la moarte de Tribunalul Militar din Cluj și executați la penitenciarul din Gherla în 2 septembrie 1958, acum 62 de ani. Au sacrificat toate interesele proprii și au sacrificat libertatea, sănătatea pentru idei în favoarea României și a poporului român. Aceasta este fondul real a sacrificiului pe care l-a făcut. Ei au fost uciși, dar n-au murit. Asta este mesajul de astăzi, asta am învățat. Că poți fi ucis, poți fi eliminat în numele unei pedepse, toate că e absurd, pedepsa nu înseamnă eliminare, poți fi eliminat, dar nu poți fi omorât. Ei nu sunt morți, ei sunt vii în conștiința noastră. Și atât de mult mi-aș dori să rămâie vii, dacă se poate, până la a fi puși în calendarele creștine. De ce nu?